Dragi prieteni, domnule președinte Atanasiu, dragă Florin, doamnelor și domnilor, dragi prieteni primar, liberal, consilier local, consilier județeni, pe scurt, dragi liberali, sunt astăzi aici într-o calitate onorantă pentru mine de europarlamentar, pe care am dobândit-o în 2013, în septembrie, când bunul nostru prieten Cristian Bușoi s-a întors acasă, fiind desemnat președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, am preluat mandatul lui și aș putea să vă povestesc câteva lucruri care le-am făcut în perioada cât am fost europarlamentar. Dar aș vrea să vă spun, având în vedere că suntem într-un cadru foarte intim, în care vorba soției mele, tu ai două familii, ai familia ta acasă de sânge și ai familia ta profesională de spirit, care e Partidul Național Liberal. Și suntem aici în familie, vreau să vă spun că în momentul când s-a luat în discuție candidatura pentru Parlamentul European, s-a discutat foarte mult de reprezentanți pentru regiuni de dezvoltare. Eu sunt un transilvanean pur, probabil că mulți dintre dumneavoastră știți. Sunt o parte neamț, un pic german, un pic maghiar și mai mult român. Sunt născut la Zalău, din mamă orădeancă, tată brașovean, facultatea la Cluj. Sunt ceea ce înseamnă Transilvania. Evident că m-am gândit că voi candida în Transilvania, în regiunea ori nord-vest, ori regiunea de centru. Îmi fac o confidență, am hotărât să candidez în centru din câteva rațiuni foarte simple. Prima rațiune ține de faptul că avem câteva județe puternice în regiunea de centru liberale, de oameni care cred în spiritul liberal și în valorile liberale, și faptul că avem un președinte de Consiliu Județean la Brașov Liberal, un președinte de Consiliu Județean la Mureș Liberal, un primar al Sibiului care este liberal, un vicepreședinte de Consiliu Județean la Alba, o echipă care, dacă am pune-o în interesul cetățeanului pe care îl reprezentăm fiecare dintre noi, am putea face o performanță pentru regiunea aceasta. Asta este motivul, este dorința mea intimă de a face o echipă puternică cu Florin Roman, cu Claus Iohannis, cu Ciprian Dobre și cu Aristotel Căncescu. Sunt convins că vom putea face lucruri importante pentru această regiune, de la promovarea regiunii, de la cetățile fortificate, de la locuri de muncă și de atragere de investitori. Extrem de multe lucruri importante pe care le-am putea face pentru cetățenii noștri. Și asta este motivul pentru care am acceptat, pentru că în momentul când am spus că voi candida, am vorbit cu fiecare telefonic, am vorbit și cu bunul meu prieten Atanasiu și l-am întrebat dacă este de acord să candideze în această regiune. Îi mulțumesc pe această cale pentru disponibilitate și de fiecare dată și vă asigur de față cu toți că niciodată nu voi renunța la a vă fi aproape și a face tot ceea ce pot eu ca simplu cetățean în funcțiile publice pe care le voi ocupa, să fiu alături de comunitatea pe care o reprezint.